Bun găsit, dragi telespectatori, după atâți ani voi începe în forță cu un mic citat senzațional din sculptorul Constantin Brâncuș. Proști v-am lăsat, dar și mai proști v-am găsit. La fel vă spun și eu. Acum intrăm în direct în dezbatere cu cei doi invitați speciali pe care i-am adus în exclusivitate la emisiunea mea. Este vorba de doamna Viorica Dăncilă, bine ați venit, bine v-am găsit. Și domnul Claus Iohannis, cel pe care în repetate rânduri l-am făcut ciocoi și îmi cer scuze pentru asta, mai ales că va fi președintele nostru în următorii 5 ani. Ghinion! Sărut mâna și eu la toți telespectatorii dumneavoastră, cu excepția invitatului care l-ați adus în această emisiune cu mine și care am și uitat cum îl cheamă. Eu sunt Claus Iohannis. Ca să înțeleagă și Viorica, o să spun și în engleză. I am Claus Iohannis. Do you understand, Viorica? Știu ce ai zis, dar nu-ți răspund. Eu răspund pentru români, nu pentru străini. Stimați candidați, deoarece numai la emisiunea mea ați acceptat să veniți fără întrebări regizate și hârtii scrise de alții, vreau să vă pun și eu o întrebare. Dacă veți câștiga turul 2, ce scop principal veți avea ca președinte? Așa cum am mai spus, scopul meu este să câștig și turul 1, după care mi-am propus să câștig alegerile locale și generale de anul trecut. Sunt ferm hotărâtă. Iohannis poate să câștige concursul de biciclete din Herăstrău, că altceva nu e în stare. Cred că asta cu bicicletele este o nesimțire PSD-istă. Dacă mă mai jicniți, vă bat în cap cu poșeta. Sunt mai bărbat ca dumneavoastră de 1000 de ori. Nu ați demonstrat că aveți ouă cât ați fost la guvernare? V-a tras de sfor Dragnea ca pe marionetă. Așa vorbești cu o doamnă? Mă faci marionetă? Na! Au! Na! Stai! Senzațional, vă rog, doamna Dăncilă, continuați să loviți pe domnul Iohannis cu poșeta. Audiența a atins deja cote nemaivăzute, estimați telespectatori, după cum puteți observa pe acest grafic, chiar în acest moment, 25 de milioane de români din toată țara, din penitenciare și de peste hotare se uită la noi. Stimați candidați, spuneți-ne ce veți face prima dată după ce veți câștiga alegerile. Domnule Iohannis, vă rog, răspundeți dumneavoastră, pentru că suntem în mare criză de timp. Care întrebare? Ce veți face după ce veți câștiga alegerile? Voi privi cu atenție și îngrijorare ce fac PSD-știi, iar apoi o să mai scriu o carte. Da, deci senzațional, Claus Iohannis își dorește să scrie o a treia carte de povești după celebrele Pas cu Pas și Primul Pas. Bănuiesc, cum este și normal, că aceasta se va numi Pasul 2, nu? Domnul Dan, ăsta a uitat întrebarea. Ghinion, nu am uitat-o. Mă gândeam, eu nu pot să vorbesc și să gândesc în același timp. Când gândesc, tac, nu pot face două lucruri bine în același timp. Mie îmi place lucrul bine făcut. Deci, cartea eu voi dedica lui Viorica Dăncilă și se va numi Hai, fă pași! De ce mă faceți fă, domnul Iohannis? Chiar nu aveți rușine? Dacă v-aș spune și eu, băi, ficusule, v-ar place? Fă vine de la verbul a face, iar nu de la apelativul fă Viorica. Că nu sunt Victor Ponta să vorbesc ca un mitocan cu femeile. Doamnă, îmi pare rău, dar sunteți aproape incultă. Iar dumneavoastră sunteți aproape nesimțit. Na! Au! Na! Ia de aici! Senzațional, stimați telespectatori, aceasta este adevărata televiziune. Rămâneți cu noi, căci altfel nici nu știți ce pierdeți. Aștept noi atacuri neobrăzate. Domnule președinte, vă rog, continuați. Îmi cer scuze, doamna Vasilica. O să vă pun o întrebare de cultură generală, să mă contraziceți. Știți unde e Parisul? Da, Parisul este în capitala Franței, lângă muzeul Louvre. Am fost acolo personal și am vorbit cu Gioconda. Deci nu sunt chiar incultă, da? Dar dumneavoastră știți cine a descoperit mersul piticului? Nu. Piticul. Nu vă duce mintea deloc, domnule președinte. Degeaba vă dați mare. Ce tupeu oltenesc incredibil. Nu te lua de olteni, că mă super, neamțule. Până aici. Pe mine fă-mă cum vrei, dar nu te lua de olteni, că iau foc. Ați auzit, domnul Dan, se luă de noi nenorocitul. Așa că, dragi români, votați Viorica. Votați VVV. Victorie, Viorica, Vasilica. Au!
M-a pișcat de fund, domnul Dan. Este sexist. Este sexist nenorocit. Misogistule. Senzațional, dragi telespectatori, nu am revenit degeaba pe televizor. Iată, chiar acum, candidații la președinția României se strâng de gât. Cine rămâne viu va fi, bineînțeles, președintele țării. Aici se termină singura emisiune de dezbatere electorale cu principalii candidați la președinție. Votarea nu se mai ține. Bravo mie! Data viitoare va fi o emisiune, bineînțeles, cu stafii, cu vrăjitoare, cu criminal în serie, adevărați eroi ai zilelor noastre. Dar până la următoarea emisiune, eu vă spun la revedere! Bun, acum haideți, luați-vă rog cuțitul ca să rupem audiența. Hai, hai, hai!